știu. Ce faci, Rafa? De câte ori ți-am zis că nu-mi place să-ți bagi nasucul tău frumos în lucrurile mele? Domnul sună. Da, am auzit că sunt surd. Ah, mă iertați, n-am vrut să... Ești vinovat. Poate știi de unde vii și cine ești, dar toate astea se vor schimba în București. București, București, noapte și zi, orașul e un cânt de luptă. Pierzi sau câștigi, bine ai venit în junglă. Nimeni nu mă poate opri. Mult prea aproape de stele, de toate visele mele. Să mă ierți. Nu face nimic. Sper că nu te-ai supărat. Nu, deloc. Poate crezi că m-a luat valul, dar eu... Nu, Radu, e ok, serios. Știu că nu e cel mai potrivit loc sau moment, dar eu nu văd oamenii, așa că e ca și cum am fi singuri. Înțeleg. Și? Ți-a plăcut? Poftim? Sărutul. Taci un pic, hai să ciocnim. Iar am primit o șampanie de la bar de ziua mea. Ce frumos din partea lor. Ține minte 5 cuvinte. Șampania gratis e bună. Sunt 4, dar... Mă rog. Vedeți? Da. Domnul, da? Vă simțiți bine? Da, de ce? Păi sună a doua oară și n-ați... Am auzit, nu sunt surd. Vreți să răspund eu, să știți că n-am nicio problemă. Am eu o problemă. Auzi, dacă tot ești așa săritor, vină puțin. Te rog, răspunde și spune că în două secunde, că pe imediat, o să te compensez. Răspunde, te rog. Apasă pe butonul tău. Imediat deschid. Două secunde. Vrei să câștigi niște bani în plus?
Da, mi-ar plăcea. Uite ce vreau să faci. Cel mai important lucru la o petrecere e șampania. Băgați la cap. Cred că ai cam exagerat cu șampania. Radu are dreptate, ai băut deja prea mult. Radu are dreptate, ai băut deja. Hai, lasă-mă, o dată pe an e ziua mea. Ei, în sfârșit! Vă rog, luați loc. Doamne, ce faceți? Mă bucur că ați venit. Da, ești foarte în largul tău, te simți bine. Da, mai e un loc în care mă simt foarte bine. Vrei să ți-l zic? Nu, stai liniștit că ne dăm noi seama. Da. Ia pupați-mă încă o dată, că e ziua mea. Și tu? Doamne, ce-mi place când e ziua mea! Uite că m-aș vinecat. Șampanie? Bine. Da, nu mai avem pahare. Păi, chem eu un kelner. Sau mai bine mă duc eu la bar. Nu. Las. Uite, avem un cavaler aici. Radu, te deranjează dacă te duci până la bar după niște pahare? Nu mă deranjează. Mă întorc imediat. Vrei să vin cu tine? Nu, mă descurc. Ești sigur? Da. De ce te porți așa cu Radu? Știi bine că e nepăsător. Eu nu te mai înțeleg, femeie. Nu tu mi-ai spus să mă port cu el ca și cu o persoană normală? Asta fac. Cine? Eva? Scuză-mă că te-am speriat, dar mi se pare că ai nevoie de ajutor. Da, am crezut că mă descurc, dar nimic. Mi-am dat seama că ești în dificultate și am zis să te ajut. Îți mulțumesc, ești foarte amabil. Da, de fapt mă enervează oamenii ăștia care sunt nesimțiți și dau peste tine, nici măcar nu-și cer scuze. Da, așa e. Unde mergi? La bar. Te conduc. Mulțumesc. Bună seara. Silviu Pârv? Da. M-a scus că am venit așa fără să anunț. Sper că nu deranjez. Nu, vorbeam la telefon, de asta am deschis greu. Sunt Angela, sora lui Flori. Da, îmi pare bine. Și mie. Poți să intru puțin? Da, te rog. Mulțumesc. Luați un loc, vă rog. Mersi. Doriți o cafea? Da, mulțumesc. Îmi cer scuze că am venit așa, nu am dat nici măcar un telefon, dar eram foarte nerăbdătoare să te cunosc. Înțeleg. Familia mea e destul de îngrijorată de relația pe care tu ai cu Flori. Mă scuz, dar credeam că ești mult mai în vârstă. Poftim? Adică, nu-mi imaginam că ești atât de tânăr. Mulțumesc pentru compliment. Știi, ne-am făcut foarte multe griji în ceea ce privește diferența de vârstă dintre tine și Flori. Știi cum sunt părinții, ei exagerează de cele mai multe ori. Bine, și eu mă port cu Flori de parcă i-aș fi mamă. Ea e mai mică, acum locuiește la mine și trebuie să am grijă de ea. Înțelegi, cred. Da, înțeleg. Dar dacă ar ști Flori că sunteți aici, s-ar cam supăra. Da, știu. Tocmai de aceea am să te rog, așa ca între cumnați, să păstrăm secretul acestei întâlniri. Ești de acord, nu? Manela? Ce, Emil, ce-ai fața asta surprinsă? Am crezut că nu contează. Te deranjează că fac baie în piscină? Mi-amintesc că m-ai lăsat. Sper că nu regreți acum. Alina, uite ce este. Aș vrea să discute. Să nu mă cerți. Copilul doarme și Manuela la fel. Așa că m-am gândit că putem petrece puțin timp împreună, vrei? Nu vreau. Cred că ar fi cazul să
te recomand unei alte familii. Adică mă dai afară. Pur și simplu nu știu ce să mai fac. Cred că s-a ajuns mult prea departe. Nu cred că e corect să mă dai afară pentru că am făcut dragoste. Nu, nu, noi doi nu am făcut dragoste. Nu, da? Pardon, am făcut sex. Tu trebuie să știi că... Tot ce știu e că în seara aia m-am îndrăgostit. Poftim? Stai liniștit, am glumit. Îmi place să te văd cum te agiți. Cum ar fi să mă îndrăgostesc de șeful meu? Crezi că ar fi amuzant? Uite, hai să spun cum o să facem. Eu o să-ți dau niște bani pentru toată munca ta. Așa. O să-ți mai dau o sumă consistentă de bani pentru deranj. Și o să ne vedem fiecare de drumul nostru, da? Nu, mulțumesc. Îmi place mult aici și nu am să plec. Adina, cred că nu m-am făcut înțeles. Emil? Emil? Opa, cred că s-a trezit Manuela. Fii atentă că o să mai avem discuția asta, da? O continuăm. N-am terminat aici. Fii sigur că o să continuăm. Opa, ia uite-o! Dan, n-ar trebui să mai bei. El, ești pis să loagă! N-am dreptate? Păi, dar are dreptate, Epa. O să ți se facă rău. Bă, dar voi ce-ați făcut? V-ați coalizat împotriva mea? Păi, mai lăsați și voi din principii și din... Deci, mai distrați-vă, distrați-vă. Ia uite, hop! Uite, hai să bem! Hai să bem! Eu știu că n-ai chef de predici, dar ai băut foarte mult și nu o să mai fii capabil să conduci, înțelegi? Nu e adevărat. N-am băut atât de mult și crede-mă că sunt capabil să conduc. Mulți ani! Pe bune, Dan, hai să mergem. Mâine e foarte mult de muncă la birou. Eu nu plec nicăieri. Până dimineața aici stau. Ok, pentru mine petrecerea s-a încheiat. Eu mă retrag. Da. O să mă duc și pe mine acasă, te rog? Da, Radu, nu pleca. Mai stai, las-o pe ea. Ba, tu, noi mai rămânem și mai bem. Nu cred, Dan. O să mă duc și eu. Hai, Radule, las-o pe Eva să-și facă somnul de frumusețe și noi bem până dimineață. A, ce zici? Bine, faceți cum vreți, eu plec. Du-te, Eva, eu cred că o să mai rămân puțin. Bine, pa. Fetelor, Radu a rămas singur. Acum suntem doi și două. Ce faci, Florin? Nu te-ai culcat? Aș vrea eu, dar n-am cum. De ce? Am treabă. Ce treabă ai tu? Pierzi vremea și te uiți la televizor. Nu pierd vremea, mă uit la un spectacol de dans. Pentru facultate? Da, am un examen la sfârșitul săptămânii. Ah, bravo. Asta îmi place foarte mult. E, ce te miri așa? Parcă sunt o pierd de vară. Ai dreptate, scuză-mă. Câteodată sunt mult prea... Exagerată. Exagerată și nesuferită. Dar asta doar pentru că te iubesc foarte mult și îmi fac griji pentru tine. Și eu îmi fac griji pentru tine. De exemplu, de unde vii la ora asta? A, să înțeleg că acum s-au inversat rolurile. Tu mă iei la întrebări pe mine. Am sunat la tine la muncă și mi-au spus că ai plecat mai devreme. A. Da, am fost la spital, am vizitat un prieten. Și acum se simte mai bine, nu? De ce mă întrebi asta? Păi se vede pe fața ta. Da, uite, radiezi de fericire. Da. Se simte mult mai bine. Dar dacă toți ai făcut atâtea griji, ia spune-mi. Mi-ai pregătit și mie ceva bun de mâncare? Da, am pregătit niște hamburgeri. Hamburgeri, Flori. Asta e mâncare? Dacă asta știu să gătesc.
Aoleu. Ar trebui să încep să înveți să faci și tu mâncare adevărată. Nu mă gândesc decât la iubitul tău, sărac. Cred că se satură și el de hamburgerii tăi la un moment dat, nu? Posibil. Dar nu se satură sigur de celelalte calități. Aoleu, nu, oprește-te, nu vreau să știu. Cred că mai bine fac eu ceva bun de mâncare și nu-mi povestești de calitățile astea ale tale. Bun. Iată și recompensa. Așa cum se face. Mă bucur că am putut să vă fiu de ajutor. Eu vă mulțumesc, mi-a fost de ajutor. Eu vă mulțumesc. Și dacă vreodată mai aveți nevoie, sigur. Orice. Nicio. Sper că ai înțeles că am nevoie de discreție în această situație. Nici o vorbă. Bravo. O singură nelămurire am și eu. De ce vă feriți de cumnata dumneavoastră, că... Discreție înseamnă să nu pui întrebări. În sensul ăsta. Mulțumesc. Hai că ai făcut-o treabă bună. Bravo. Mă iertați. La revedere. Nici o problemă. La revedere. La revedere. Pe data viitoare. La următorul șocolat. Auzi, dar prietena ta, aia ta, n-a mai venit cu noi. Dar să știi că e mai bine. Că de tine îmi place mai mult. Dan, gata cu distracția. Hai să mergem, te rog. Nu, nu, nu mergem nicăieri. Nu, distracția de-abia acum începe. Te provoc. Radule. Condu. Dan, trebuie să mergi acasă să te culci. Nu merg nicăieri, nu. Dan, ascultă pe prietenul tău. Nu vrei mai bine să lași mașina aici să luăm un taxi? Nu luăm niciun taxi, nimic, nu. Mergem la mine acasă. E foarte bine la mine acasă, să zic. Ascultă-o pe prietena ta, te rog. Nu, nu, e ziua mea și eu hotărăsc unde mergem și ce facem. Clar? 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 Bine, noi o să plecăm. Da, noi plecăm. Mergeți liniștit, mă descurc eu cu Dan. Păi, nu, dar nu plecați, vă rog eu, nu plecați, mai stați puțin. Da, mergeți și luați un taxi, stați liniștite. Bine, mulțumim. Pa. Ia, trădătoarelor! Ai văzut? Pe mine nu m-au pupat. Numai pe tine te-au pupat. Ai văzut? Da. Să știi că eu nu-s gelos. Radu. Ți-am zis vreodată. Eu te iubesc. Te iubesc. Dan! Te iubesc, serios. Și lasă, nu-i nimic. Nu-i nimic. Lasă-le să plece. Poate să plece, că habar n-au ce pierd. Bine, bine. Hai să mergem. Găsim noi altele mai bune. Dan, termină o dată. Hai să luăm un taxi și să mergem acasă, te rog. Nu luăm niciun taxi, hai, nu. Dan! Nu. Du-te tu și ia un taxi, că m-ai supărat. Nu mai vreau. Nu, n-am nevoie de tine, n-am nevoie nici de ele, n-am nevoie de nimeni. Dan, termină cu prostiile. Nu te urci la volan așa. Clar. Dan! Dan! Aveți nevoie de un taxi? Da. Cum v-ați dat seama? Păi v-am văzut aici, pe marginea trotuarului, m-am gândit că poate aveți nevoie să mergeți undeva. Da, așa e. Mulțumesc. Să vă conduc la mașină. Sunteți foarte amabil. Thank you.
să închid ochișorii și să stea cu minte și nu se trezească până dimineață, da? Așa, și o să o lasă pe mami să doarmă liniștită, da? Ce faci? Dormeai? Dan? Nu. Ah, ba da. Eu sunt. Dar era să nu mai fiu. Uite ce e, Dan. Eu n-am chef de glume la ora asta. Scuză-mă, dar eu nu glumesc. Auzi, tu știi cât e ceasul? Da, știu. Dar te-am sunat pentru că am o problemă. La birou? Să știi că am și viață personală. Da, plină de probleme, nu? Păi ce să fac? Sunt un tip sensibil, deși nu par. Te simți bine? Mă simt ca dracu. Azi a fost ziua mea și s-a terminat urât de tot. Adică? Adică sunt mereu singur ca un câine. Mereu se întâmplă asta. Da, e clar. Ești beat. Nu sunt beat, sunt singur. Și sunt rănit în sentiment. Da, 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 ești beat, Crita. Hai, mai bine zi-mi unde ești. Și la tine acasă? Nu. Sunt în mașină. Auzi? Ce muzică îți place? Poftim? Bă, uite, asta e dedicație pentru tine. Auzi, măi, Pavarotti, fii atent. Doarme, prințesa mea? Da, da, a dormit. Și pentru că a dormit, o să profit și eu de moment și o să mă duc până în oraș. Ce o să faci? O să ies puțin. Alo? Eva Maria? Da, Radu. Dormeai? Nu, acum mă pregătesc. Tu ce faci? Unde ești? În taxi, mă întorc acasă. Credeam că o să stai în club toată noaptea cu Dan și prietenele lui. Nu, vreau să mai apuc și ziua de mâine. Dan a plecat singur cu mașina. Eram mor de beat. Ce idiot. Deși nu mi-e simpatic, îmi fac griji pentru el. Sper să ajungă cu bine. O să-l sun mai târziu. Dacă îl sun acum și răspunde la telefon, la cât e de beat, sigur face accident. Da, ai dreptate. Te-am sunat pentru că vroiam să știu cum te simți după acel sărut. Cum să fiu? Sunt bine. A fost un sărut? Da, un sărut. În fine, oricum, am și băut amândoi și... Eram perfect conștient. Uite ce, Eva, dacă te-a deranjat, te rog să-mi spui. Hai că vorbim mâine despre asta, ok? Dar oricum, ca idee, nu m-a deranjat. Bine. Ne vedem mâine. Noapte bună, Radu. Par cunoscut. Poftim? Ziceam că parcă te cunosc de undeva. Cred că mă confunzi cu altcineva. Mi s-a mai întâmplat. Da, mă rog. Se poate, dar... Eram acum câteva luni și doar ce ieșisem cu mașina în tură. Am văzut un bărbat căzut pe șosea, accidentat.
M-am oprit, am sunat la salvare, dar cum salvarea întârzia, a trebuit să... Eu sunt. Eu eram. Am ajuns. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut pentru mine în noaptea aia. Am tot încercat să aflu cine m-a dus la spital, dar... Pare rău că n-am rămas acolo la spital cu tine, dar... Mi-a fost frică că o să mă ia la întrebări poliția, știi și tu cum e cu taximetriște și... Nu-i nicio problemă, important e că m-ai ajutat. Nu oricine, știu cum... Oricine ar fi făcut la fel, crede-mă. Nu-i chiar așa. Femeia aia care m-a accidentat m-a lăsat în mijlocul drumului și a fugit. Ce nenorocită! Știi ce? Mi se pare că am văzut o mașină care pleca în trombă de la locul accidentului. Îți amintești ce mașină era? Nu mi-amintesc. Te rog, încearcă. Poate era mașina nenorocitei alea. În felul ăsta, poate am să aflu cine e. O să mă gândesc, dar acum nu știu ce să zic. Nu mi-amintesc nimic. Îți dau cartea mea de vizită. Te rog mult, dacă ți-amintești ceva, sună-mă. Da, o să te sun. Sigur. Nu știu dacă îți dai seama cât de important e pentru mine să aflu cine e femeia aia. Da, înțeleg, o să te sun. Bine. Cât îți datorez? Nimic, fac eu cinste. Da, nu e cazul. Ești mai mult decât un client. Bine, îți mulțumesc. Radu, de ce nu m-ai lăsat că ajungi așa târziu? Am făcut griji. Te-am sunat și nu mi-ai răspuns. N-am auzit telefonul, eram într-o discotecă. Într-o discotecă? Da, a fost ziua de naștere a unui coleg de birou. Nu ai fost teama să împățești ceva? Îți faci întotdeauna prea multe griji. Pentru că ești verișorul meu și-mi pasă de tine. Ai mâncat? Hai, lasă asta. Stai jos, am ceva să-ți spun. Ce s-a întâmplat? Nimic rău. Dimpotrivă, am vești foarte bune. Ce? Spune-mi. Nu știu dacă a fost destinul sau doar o întâmplare, dar am luat un taxi spre casă și ghici cine era șoferul. Tipul care m-a dus la spital în noaptea în care am avut accidentul. Nu pot să cred. Da, e incredibil. Și mai e ceva. Mi-a spus că a văzut o mașină demarând în trombă de la locul accidentului. Dacă va reuși să identifice mașina, atunci o să aflu cine e nenorocita care m-a accidentat. Tu îți dai seama ce înseamnă asta? Da, sigur că înțeleg. Sunt foarte fericit. Narciza? Da. Tu ce cauți aici? Cum ce caut aici? A. Tu m-ai chemat. Da. Eu te-am chemat. Hai, intră, că mergem să bem ceva. Hai, vino. Nu mergem să bem nicăieri, nu facem nimic de genul ăsta. Eu nu înțeleg cum ai putut să mă chem la ora asta. Să vin până aici și să găsesc beat în halul ăsta. Am o scuză. Ai o scuză. Ia, să vedem ce scuză ai. E ziua mea. A trecut. Să știi că eu nu sunt beat. Nu. Eu sunt doar vesel. Da. Observ. Mă scuzi. Da.
că am un cervețel acolo. De obicei nu pățesc de asta, dar am mâncat ceva stricat. Da, cu siguranță ai mâncat ceva stricat. Ești incredibil, ești mare nesimțit. Deci, te duc acasă? Nu e bine ca o fată ca tine să umble singură pe stradă. A? Da. Nu, stai. Nu. Eu conduc. N-ai cum să conduci în starea asta. Tu știi să conduci? Normal că știu să... Cum să nu știi să conduci? Conduc perfect. Așa. Perfect. Contează. Treci în locul meu. Eu vreau să conduc. Hai. Pardon. E bine? Când o să-ți vină mintea la cap? Hai să nu exagerăm, da? A? Am sărit și odată calul. Ai stric calul. Ai 30 de ani. 29. 30? 29. 30! Mi-a zis Mioara că nu-ți place să vorbești despre asta. Sigură, spartă. Eu știam că numai femeile își ascund vârsta. Eu sunt un bărbat special. Foarte special. Să știi. Da. Observat. Sunt metru... sexual. Bine, metrosexual. Stai acolo. Încearcă să nu vomiți pe mine, da? Da? Și vorbește încolo. Pune centura. Da. De ce atâta grabă? Dormi? Cum a fost azi la lucru? Bine, Alexandru, vorbim mâine, te rog, în somn. Dau seama, iubito. Noapte bună. Faci zgomot, da? Hai, te rog. Ce faci? Lasă umbrela, mă. Face! Hai. Asta nu e casa mea. Nu e casa ta, e casa mea. Hai înapoi. Da. Treci înapoi. De ce suntem mai... Pentru că te-am întrebat de 1000 de ori unde stai și n-ai vrut să-mi spui. Hai. Ah, da. Nu...
Nu, nu auzeam. Normal că n-ai auzit, chiar ai pe altă planetă. Ia, stai jos, te rog. Treci înapoi. Da. Hai. Nu, nu, lasă, lasă căluții. Ia, stai jos. O să mă duc să-ți fac o cafea, poate te mai trezești, da? Nu vreau cafea. Vreau... Ce vrei? Ia spune. Ceva tare. Ceva tare. O să-ți dau eu ceva foarte tare. O cafea dublă. Da. Păi nu, că o să-mi strice cheful de distracție. Nu sunt mai... Te-ai distrat destul. Păi mai vreau. Nu mai, nu mai vrei. Bine, stai liniștit, te rog frumos, să nu o trezești pe Mioara și ți-aduc eu cafea, da? Wow. Ești foarte norocoasă. Mamica ta e un om cu suflet bun. E... încântătoare. E grijulie. E și drăguță. Emil, de ce te-ai trezit? Mi s-a părut că îl aud pe inginer plângând. Nu se aude nimic. Și oricum are Adina grijă de el. Emil? Da. Ești bine? Da, sunt bine. Chiar mi s-a părut că îl aud. Că îl aud plângând. Ți-au revenit coșmarurile?
Nu, trebuie să beau niște lapte. Stai liniștit. Bine. Bună, Roxana. Te rog, așează-te. Mulțumesc. Ce mai faci? Bine. De fapt, îmi fac griji pentru incidentul de aseară. De la discotecă, să nu mai afecteze cazul. Imposibil. E sigură? Cazul tău nu mai poate fi influențat în rău, Roxana. Eva Maria? Judecătorul tocmai ne-a informat că operația va avea loc și cheltuielile vor fi suportate de asigurarea medicală. Este cea mai fericită zi din viața mea. Vă mulțumesc mult. Și noi ne bucurăm pentru tine foarte mult. Sunteți extraordinari. Ați făcut atât de multe lucruri minunate. Vă mulțumesc mult. O să vă rămân îndatorată veșnic. Trebuie să merg. Să o anunț pe mama mea. Vă mulțumesc și vă iubesc. Poți o iau? Sigur că da. Felicitări, doamnă avocat. Felicitări, domnule avocat. Am reușit. Da, am făcut o treabă foarte bună. Dimineața, somnorosule. Era caz să trezești? Eu ce caut aici? Nu-ți mai amintești? Păi, hai să-ți fac un rezumat. Te rog. Aseară ai băut puțin mai mult decât trebuia și a trebuit să vin să te salvez. A, și apropo, ar trebui să duci mașina la spălat pentru că ai vomat peste tot. Pe care ar trebui să-l știu? Întreb pentru că e trezit în patul meu? Să zicem. Nu ți s-a mai întâmplat niciodată să te trezești în patul unei femei fără să fi făcut ceva? Nu. Nu. Serios, am dormit toată noaptea. Da. De când ai venit aici și până acum, n-ai făcut decât să dormi. Jos, jos, jos. Sincer, acum, când ai de gând să te maturizezi și tu? În niciun caz acum, că e prea devreme. Ești incredibil. Bine. Eu zic să te ridici frumos așa, să te duci la baie. Așa, încetişor, să faci un duș pentru că puţi. Și te rog, grăbeşte-te pentru că Miora a plecat să plătească niște facturi și n-aș vrea să te găsească aici, da? Da, da. Asta mi-ar mai trebui. Exact. Asta ziceam și eu. Îmi pare rău că te-am dezamăgit.
Du-te, du-te până n-o să-mi pare rău că te-am ajutat. Bine. Alo, ce faci? Ce? Nu crezi că trebuia să te dezbraci la baie? Ce pudică ești. Da. Și tu ce ne-ai simțit? Hai, hai, Valea. Emil a dormit foarte prost azi noapte. De asta nu-mi lăsa să se odihnească. Vrei să-i duc micul dejun pe noptieră, să-l aibă când se trezește? Nu. Nu vreau să fie deranjat deloc. Ia loc. Auzi, dar Emil are vreo problemă? Scuze că sunt indiscretă. Nu, e în regulă. Emil are o mare responsabilitate acum. Trebuie să repună pe picioare cabinetul de avocatură, să coordoneze noi angajați. Asta îl stresează mult. Dar nu par foarte convinsă. La ce te gândești? Mi-e teamă să nu-i revină coșmarurile pe care le-a avut la un moment dat. A fost o perioadă dificilă pentru noi și a trebuit să ne despărțim. De ce s-a întâmplat? Căsnicia cu prima lui soție s-a terminat prost. Au divorțat? Nu. Ea, Irina o chema, a avut un accident îngrozitor. Stai liniștită, dacă nu vrei, nu trebuie să-mi povestești. Nu. Doar că e o poveste tristă și... Mă duc să-i duc biberonul copilului. Deschizi tu, te rog? Ah, da. Ce-i cu tine aici? Bună, Alina. Cum ai aflat că... Eu aflu tot, draga mea. Cum e posibil ca actrița mea preferată să lucreze ca bună? E o pierdere imensă pentru teatru. Te rog să pleci. Hai că vorbim. Te sun eu mai târziu, serios. Te rog. Adina? Parcă am discutat despre asta. Serios, te rog frumos să pleci. Vorbim la telefon. Credeam că pauza pe care am luat-o ne-a fost de folos. Te rog, nu vreau să-mi pierd slujba. Serios, pleacă. Vorbim la telefon. Mă suni. Da, te sun. Nu uiți. Promit. Îmi fac distribuția pentru piesa mea nouă. Sper că pot să mă bazez pe tine, da? Nu. Nu te pot ajuta. Îmi pare rău. Nu, te rog, pleacă. Hai că vorbim la telefon. Bine, bine. Da. Era să uit. O amintire de la Paris. Mulțumesc, da. Am plecat. Da, tata, am fost la Silviu acasă. Normal că l-am cunoscut. Stai liniștit, pare un om bun. Nici măcar nu e atât de în vârstă, precum credeam. Îți dau eu mai multe detalii. Nu acum, mai târziu. Bine, hai, vorbim. Te sun eu mai târziu. Pa, pa. Ai fost să-l cunoști pe Silviu? Surioară. Nici o surioară. De ce ai fost fără să-mi cer voie? Ai emoții, Roxana? Da. Destul de mari. Ai și de ce? Am așteptat momentul ăsta atâta timp. A durat atât de mult ca să ajung aici, iar acum am impresia că totul se petrece atât de repede. Și? Ești pregătită pentru ce va urma? Urmează să suporți multe operații și perioada postoperatorie e dureroasă. Da, știu, dar nu contează. Sunt fericită. Îmi place atitudinea ta. Da. Eu și Radu ți-am luat un cadou. Sunteți foarte drăguți, dați-mi să văd. Îți place? Eva a ales-o, evident. Mie mi-a plăcut foarte mult materialul, e foarte fin.
Da, este foarte frumoasă. Vă mulțumesc. Te așteaptă o viață nouă, Roxana. Dacă înainte vei putea să iubești, vei putea să te căsătorești... Mă scuzați puțin. Mult noroc, Roxana. Mulțumesc. Se petrece ceva între voi, nu-i așa? Sau mi se pare mie? Alo? Bună ziua, sunt taximetristul. Da, vă ascult. Am vești bune pentru tine. Serios? Da. Mi-am amintit numărul mașinii care te-a accidentat în noaptea aia. Hai acasă. Hai să mergem acasă. Încet, încet. Am venit așa cum ți-am promis. Mulțumesc mult. Știi tâmpeniile alea care se spun despre oameni îndrăgostiți? Că simt fluturi în stomac? Așa. În momentul ăsta simt și eu că am fluturi în stomac. Simt că m-am îndrăgostit. Ești vinovat, parte știi de unde vii și cine ești, dar toate astea.